S-au cunoscut, s-au iubit, s-au despărțit. Repede. Povestea căsniciei eșuate a Biancăi Drăgușanu nu e tocmai originală dacă ne uităm peste hotare. Fosta blonda lui Bote pare a fi cu un pas în urma voluptoasei Kim Kardashian din Statele Unite. Traseul ei către faimă pare tras la indigo cu cel al exoticei brunete. Kim Kardashian s-a lansat în lumea mondenă ca prietena milionarei Paris Hilton. Petrecăreața supremă de la Hollywood a ajutat-o pe Kim să urce pe culmile celebrității, iar focoasa brunetă cu origini armenești a profitat din plin. Bianca Drăgușanu, în schimb, a apărut pentru prima dată la televizor când nu era tocmai pregătită pentru faimă. Vă spun sincer că nu mai pot să fii prietena mea, ci logodnica mea din momentul acesta. 10 ani mai târziu, rățușca cea urâtă apare ca o lebădă la brațul designerului Cătălin Botezatu. Povestea lor de dragoste devine repede cel mai mediatizat subiect din România. Peste ocean, Kim Kardashian trăia deja o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul artist Ray J. Se spune că fetele cu minți ajung în rai, iar fetele rele ajung unde vor. Kim și Bianca au ajuns în presa de scandal după ce câteva înregistrări incendiare au ajuns pe internet. Ambele au fost filmate în timpul unor partide de amor. Kim în 2007, Bianca în 2010. Relațiile furtunoase n-au durat, așa că fetele s-au trezit prinse în turnul singurătății. Pentru Kim, făt frumos a luat chipul basketbalistului Chris Humphries. I think he likes my lips. I think obviously my butt. Bianca a căzut în brațele prezentatorului TV Victor Slav și cam seamănă între ei prinții. Au urmat două nunți ca în povești, cu alai mari invitați, mulți exclusivități și daruri pe măsură, nimic neobișnuit. Doar că la 72 de zile după eveniment, Kim Kardashian a depus actele de divorț, în octombrie 2011. Bianca și Victor sunt deja separați, la nici 4 luni de căsătorie. Roșcat ar fi descoperit în telefonul proaspătului soț mesaje compromițătoare de la fosta iubită. Le era foarte dor unul de celălalt în condițiile în care noi eram deja căsătoriți. Ce urmează pentru Bianca, poate aflăm de la Kim. Bruneta este pe cale să se căsătorească din nou cu unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume. Și ca să demonstreze lumii că se iubesc, au făcut deja și o fetiță.